Vaucerele din programul RAB au devenit motiv de scandal. O familie din Petroșani îi acuză pe patronii uneia din firmele din Gorj abilitate să primească autoturisme spre casare, că ar fi cerut banca să le ia mașina și să le dea tichetul. 200 de lei mai exact. În fața polițiștilor, acuzații au dat-o întoarsă și a început cearta. Până la ora 5 s-a închis programul. Și noi după 5 nu mai primim mașini. Păi doamna spune 6. Care 6? Ora 6. Păi noi avem scris, programul e scris. Am vorbit la telefon. Și la poartă este intrare la poartă. Și dumneavoastră ați primit la telefon? Și ce v-a zis? Că să venim până la 6, că primește mașina. Vin și nepotul meu. Cine s-a interesat personal. Personal s-a interesat aici. Cu cine ai vorbit? Cu doamna, cu dumneavoastră, cu cine ați fost aici? La telefon cu cine ai vorbit? La telefon cu doamna am vorbit. Ar fi ajuns până la ora 6 seara, însă era oricum aproape de închidere. Atunci, susțin oamenii, patronii firmei ar fi cerut 2 milioane dacă vrea ca ei să-i mai primească mașina. Sigur, mi-a cerut 2 milioane pentru bonul de ordine. Nu e adevărat, nu e adevărat așa ceva. Să fie scandalul. Asta e arma lui care vrea să facă reproșuri. Nu e adevărat, nu se poate așa ceva. Noi câte mașini avem aici? Noi n-am făcut prostia. Ce reprezintă? Ce au pentru ce? Dar nu reprezintă, nu i-a cerut nimeni. Ca să primească mașina și să-mi dea un bon. Oamenii veniseră la Târgu Jiu tocmai de la Petroșani. Vreau să câștige ceva bani în urma vânzării tichetului, nu să dea. Așa că au chemat poliția. Ce s-a frumos vei veni cu toată poliția pe care eu iau mașina lui și nu-i mai dau nimic. Dar e posibil așa ceva? Deci îi dați? Stați un pic, e ceva ascuns, e ceva care nu se vede. Îi veți da hârtiile la mână? Dar cum să nu, dumne, în totalitate? După câteva minute de confruntări față în față, polițiștii l-au îmbunat pe patronul firmei de colectare a mașinilor pentru fier vechi. Haideți că stăm rău și eu am alte treburi mult mai importante. Hai, bagă mașina rău. Mașina înăuntru, bonul. Și am închis toată brânza și gata. Unde e Sorin? Bon ștampilat cu... Însă și aici mai apare o problemă. Firma a rămas fără vouchere, așa că proprietarul mașinii se teme să-și lase mașina doar pentru un bon de ordine. Facem altceva. Alo? Da. Facem altceva. Da. Dăm înscris lui șeful și răspunde toată problema asta. Că noi îi dăm toate actele normale. Bun. Ce dracu ești așa? Vii din munți de acolo, de la Petroșani? Ești afumat de răspunde. Păi nu e normal, eu n-am mai auzit, n-am mai pomenit. Știam de la alți vecini, de al meu, un vecin care este tot la fel de la Petroșani, că i-a cerut 1 milion la venire, mașina lui e lăsată pe undeva pe aici, încă nu i-a băgat înăuntru sau... I-a dat un bon care i-l-a dat, dar nu era sigur nici acel băiat de bon că voucherul nu l-a dat nimeni. Asigurările date în fața polițiștilor i-au convins să pe oamenii să-și lase bătrâna Dacia acolo. În câteva zile, când vor ajunge etichetele de la minister, patronul firmei spune că îl va liniști pe Hunedoran. Va avea atunci voucherul în mână.